Aș vrea să citesc în această dimineață doar jumătatea unui verset. Probabil v-a sunat ciudat pentru mulți dintre dumneavoastră. Eu am un obicei, întotdeauna am însemnez în Scriptură frazele acelea care au un impact asupra mea și asupra sufletului meu. Îl găsim în Ieremia, capitolul 6, versetul 4, partea a doua a versetului, care spune așa: Vai de noi, că ziua scade și umbrele de seară se lungesc. Să ocupăm locurile. Este de fapt și titlul predicii mele din această dimineață. L-am rugat pe fratele Alin să mă reprogrameze pentru azi dimineață, pentru că duminica viitoare vom pleca spre România. Apreciem rugăciunile dumneavoastră pentru noi. Sunt invitat să țin și două conferințe la Conferința Națională a Păstorilor Români Pentecostal de la Sovata și vă mărturisesc că am emoții pentru un asemenea eveniment. Sunt pentru prima dată invitat la asemenea conferință și nu este ușor să te pregătești să stai în fața atâtor critici. Mă bucur că sunteți foarte mulți la biserică și mă gândeam să propun să avem alegeri în fiecare duminică, că dacă am avea alegeri în fiecare duminică, am fi mai mulți la biserică. Ce să spun de joi seara? Cred că și joi seara ar trebui să facem ceva alegeri. Zicea cineva că era tare necăjit într-o biserică, nu voia să cânte nimeni nimic. Și tot s-a necăjit el, nimeni nu voia să recite o poezie, să cânte. Și atunci a venit o idee. A anunțat că duminica viitoare l-a invitat pe un frate care avea o cameră video să vină să înregistreze tot ce se întâmplă la biserică ca să pună pe internet. Deja a avut imediat foarte mulți clienți să cânte și să recite poezii. Poate și noi vom fi motivați, dacă am avea evenimente ca astea, alegeri tot timpul, să venim la biserică. Predica mea din dimineața asta nu o să fie prea populară, prea plăcută, dar vremurile în care trăim noi nu sunt vremuri plăcute. Profetul Ieremia este unul dintre profeții cunoscuți de noi, profetul care plânge. Omul a și scris o carte, Plângerile lui Ieremia. Profeții n-au fost niciodată prea populari în Israel. De ce? Pentru că deranjau și de cele mai multe ori Israel i-a omorât pe ăștia, pe profeți. Ăștia au murit înainte de vreme. Atunci când auzi un mesaj din partea lui Dumnezeu, ai câteva alegeri. Ori te pocăiești când Dumnezeu te mustră pentru păcatele tale, ori negi categoric, ori în cel mai rău caz, îl omori pe mesager, omori profetul. Asta a făcut Israelul de obicei. Nu s-au pocăit, au preferat să-l omoare pe profet. Mai ales că Ieremia a avut un mesaj extrem de nepopular. I-a pregătit pe evrei să accepte exilul babilonian, să plece în exil. De la profet te aștepți întotdeauna să auzi mesaje încurajatoare, nu-i așa? Vom fi biruitori, dușmanii vor fi înfrânți. Noi vom supraviețui. Ei, iată că mesajul lui Ieremia era extrem de nepopular. Le spunea, faceți-vă bagajele când vin babilonienii, plecați cu voi, pentru că e voia lui Dumnezeu 70 de ani din viața voastră să plătiți, pentru că 70 de ani n-ați dat odihnă pământului, țării, așa cum a poruncit Dumnezeu. Și 70 de ani o să stați afară până se odihnește pământul. Bineînțeles că bietul om a avut extrem de suferit din pricina acestui mesaj foarte nepopular. În același timp veneau foarte mulți alți profeți care încurajau pe evrei că dacă vin babilonieni o să-i bată de sting și de pe jos și de pe cal, cum zic românii. Ei, a fost săracul persecutat, aruncat într-o groapă cu noroi. Ce să vă mai spun, este omul care a fost, probabil, dintre toți profeții, cel mai persecutat pentru mesajele lui. Vede cum se așterne întunericul peste națiunea lui. Se înserează.
Ziua scade, zice el, și umbrele de seară se lungesc. Vine noaptea, oameni buni. Umbrele nopții se lungesc. Este o descompunere morală accelerată în națiunea noastră, zice el. Vine o noapte a fără de legii, a apostaziei, vine noaptea pedepsei lui Dumnezeu peste nația noastră. Ieremia devine un acuzator nemilos al căderii spirituale a nației sale. Noi trăim asemenea vremuri. Profeții adevărați ai zilelor de astăzi nu ne spun că vin și sunt aleși aia care vrem noi, așa cum mi s-a mai întâmplat data trecută. Ne spun că suntem în pragul unor zile grele, când biciul lui Dumnezeu va veni peste o națiune care a întors spatele Creatorului. Iată câteva lucruri pe care le menționează Ieremia în capitolul 5 și capitolul 6. Eu am ales pentru dimineața asta 5 lucruri. 5 lucruri care veți vedea că se potrivesc enorm de mult cu situația în care noi suntem astăzi, în țara în care noi trăim, practic în lumea întreagă. Ieremia spune, noi trăim într-un cerc vicios, spunea el, Ieremia 5 cu 31. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă, spune Ieremia, ce o să faceți la urmă, în final? Prorocii nădejdelor false, populari, cum au fost întotdeauna în toate culturile, e grozav să auzi oameni care spun de bine, nu-i așa? Care te laudă, care te înalță, care îți spun că este ok cum trăiești, că nu este nimic rău în viața ta. Ăștia ne plac, sigur că da. De fapt, pe ăștia umplem de bani. Nu numai aici, ci peste tot în lume. Ăștia au succes întotdeauna. Împărații din vremea aceea îi duceau la ei, la palat, și aveau prorocii lor care îi încurajau și erau de fapt politicienii din vremea aceea care aplaudau pe tovarășul de la tribună, întotdeauna. Preoții, liderii religioși din vremea lui Ieremia, spunea Ieremia, stăpânesc poporul cu ajutorul acestor mincinoși. Ei conduc cu ajutorul acestor profeți mincinoși. Și culmea, zicea el, poporului meu îi place chestiunea asta. Se lasă înșelați și intră în morișca asta tot timpul. Nu o să vină babilonienii, no, slavă Domnului. Și prorocii, împreună cu preoții, făceau pe placul poporului și spunându-le că totul o să fie ok. Ieremia spune, la sfârșit însă va fi cumplit. Veți vedea adevărul la sfârșit, vor veni vremurile acelea groasnice, înfiorătoare ale sfârșitului și ce o să faceți atunci? Un al doilea lucru care remarcă Ieremia în scrierile lui este că trăiește în mijlocul unui popor al căror răni nu sunt tratate. Dacă citiți versetele 13 și 14 din capitolul 6, le spun așa, căci de la mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig, de la proroc până la preot, toți înșală. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând, pace, pace, și totuși nu este pace. Vorbele încep să țină loc de realitățile din vremea lui Ieremia. Ne-am distrat când am auzit un politician român care spunea așa, este vremea, domnilor, să trecem de la fapte la vorbe. Ia, asta ne mai lipsea nouă. Până acum toți ziceau că trec de la vorbe la fapte, da? Acum, iată, apare un nou sistem de politicieni care vor de la fapte la vorbe, nu că vorbele sunt importante, nu-i așa? Și ne lăsăm duși de vorbele politicienilor, nu? Și nu-ți vine să crezi cum minciunile spuse de ei prind, domnule, extraordinar în publicul care aplaudă frenetic și înghite fără să gândească minciunile spuse de la tribunele noastre. Discursul politicianului corupt
promisiunile acelea goale, fără niciun fel de conținut. O să ne meargă bine, nu? Foarte bine o să ne meargă, de numai. Și după ce ne-au dovedit câțiva ani de zile ce bine a fost, nu? Și o vedem cum ne ducem direct spre ținta aceea luminoasă care era lui Ceaușescu. Mulți dintre dumneavoastră nu știți, dar eu eram inginer pe șantiere și câștigam destul de bine împreună cu soția, lucram împreună amândoi. Aproape nu ne ajungeau salariile noastre ca să putem mânca în luna respectivă. Toți banii noștri erau pentru mâncare, care nu era, la care trebuia să stai la coadă uneori ore în șir, la măcelării, acolo unde se vindea carne, atârnau numai cârligile ruginite, goale, în rafturile magazinelor. Eu știu bine spre ce ne îndreptăm. Vedem prețurile cum se duc în fiecare zi. Discursul politicianului lacom de câștig, este un comentator român care îmi place enorm de mult, zice, sărăntocii Americii au ajuns să ne conducă pe toți. În același timp, bogații Americii ne spun că trebuie să fim socialiști. Culmea, domnule. Atât de mult ne vor ei binele, nu? Eu tot mă mir de ce Soros ăsta care are miliarde și miliarde de dolari, de ce nu ne împarte și nouă ceva din ei, nu? Dar ăsta vrea să împartă banii noștri cu ei alalți, nu banii lui. Nu vă miră faptul că mari bogătași ai Americii sunt comuniști și socialiști? Culmea, domnule, nu-i așa? Vorbim de pace și ne înarmăm de război în fiecare zi. Pace, pace. Imnul acestui veac este o melodie de pe vremea mea. Parole, parole. Vorbe, vorbe. Vorbe goale. Pace nu există în această lume. Ne înarmăm în fiecare zi. Ieri am ascultat o dare de seamă a bombelor atomice care există în lume. Este îngrozitor ce se întâmplă. Știți că dacă s-ar împărți pe fiecare locuitor din planeta noastră cât trinitotoluen, trotil, dacă vreți, am avea câteva tone, cam o tonă și jumătate fiecare dintre noi. Cam atâta bombe sunt pregătite pentru distrugerea mea, o tonă și jumătate, ok? Iată că un pager te poate termina, nu? Ăștia au băgat o baterie mică într-un aparat din ala și au omorât oameni. Da, 1500 de kilograme de trotil. Trăim într-o lume care nu mai tratează rănile, care crede că poate să ne îmbete cu vorbe, care ne spun lozinci, care ne spun promisiuni și ne ducem cu ochii închiși și îi votăm. Lumea în care trăim noi se seamănă enorm de mult cu lumea lui Ieremia. Ieremia zice, trăim în mijlocul unui popor cu rănile netratate. Rana fiicei poporului meu este legată cu ușurință, ușuratic. Punem un band-aid peste rana împușcăturilor politice. Un al treilea lucru care este poate și mai înspăimântător, Ieremia spune, trăim într-o lume care și-a pierdut rușinea, și-a pierdut simțul rușinii. Versetul 15 din capitolul 6. Sunt dați de rușine că își săvârșesc urăciuni și totuși nu roșesc. Nu știu de rușine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnați când îi va pedepsi, când îi voi pedepsi, zice Domnul. Trăim într-o lume care și-a pierdut simțul rușinii, nu mai roșim de nimic. Oamenii nu se mai rușinează de nimic. Astăzi oamenii se mândresc cu păcatul, păcatul care este rușinea popoarelor, cum spune Sfânta Scriptură. Astăzi avem gay pride, nu? Mergem, demonstrăm cu mândrie, cu păcatele și cu mizerile noastre.
Astăzi fluturăm steagurile imoralității peste toate clădirile publice, bașea chiar și peste biserici. Am fost și am văzut steaguri ale LGBT pe bisericile Americii de astăzi. Nerușinarea distruge toate instituțiile Americii. Nerușinarea distruge ființa creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Astăzi vorbim despre transgender, transgendismul. La Consiliul Europei s-a votat ca și bărbații să aibă concediu de naștere. Au început să nască și bărbații astăzi. Ce să mă mai spun, că nu mai există, oamenii nu mai știu să facă deosebire între bărbați și femei, care sunt bărbați și care sunt femei. Este teribil să vezi pe scenele lumii de astăzi bărbați îmbrăcați ca femeile, femei cu mustață, premiați pe scenele marilor concursuri de muzică de astăzi. Familia tradițională este disprețuită, își bat joc toate filmele de oameni serioși care stau împreună, soț și soție, până la moarte. Concubinajul crește exponențial. Avortul este legalizat și iată că avem o pretendentă la președinția Americii care vrea să dea libertate și să plătească statul pentru omorârea copiilor acestei țări. Nu mai există rușine în această lume. Și Ieremia spunea, e îngrozitor ce se întâmplă, a pierit rușinea din neamul meu, zicea el. În al patrulea rând, Ieremia zice, cu toate că știm unde să ne întoarcem, trăim niște vremuri în care oamenii refuză să se întoarcă la cărările vechi cunoscute, ale pocăinței și ale rugăciunii, ale întoarcerii la Dumnezeu. În capitolul 6, versetele 16 și 17 spun așa, așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luarea minte la sunetul trâmbeței, dar ei răspund, nu vrem să fim cu luare aminte. Cei care ne îndeamnă la pocăință în zilele acestea sunt ținta batjocurii televiziunilor și a crainicilor de la televiziune. Vechile cărări, nu mai umblăm pe ele. Păcatul are o singură soluție. Indiferent unde vreți să scăpați de el, nu te vor ajuta psihologii, psihiatrii, doctorii, toți ce vrei. Pușcăriile nu rezolvă păcatele Americii, îl înmulțesc. Este o singură cale de a scăpa de păcat, pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Dar tocmai asta nu vrea această națiune să o primească, zicea Ieremia. Rugăciunea te duce în fața lui Dumnezeu, pe care societatea de astăzi te învață să-L urăști, să-L disprețuiești. Te-a făcut pe tine Dumnezeu, tu ești Dumnezeu, tu hotărăști ce este bine și ce este rău. Asistăm la o respingere a lui Dumnezeu și a chemării la pocăință. Și cele mai nepopulare mesaje astăzi sunt acelea care îndeamnă pe oameni la pocăință. Aproape sunt biserici care nu mai vorbesc despre pocăință, că e jignitor, nu mai vorbesc despre păcat, că ofensează pe cine știe ce vă snowflakes din zilele noastre. Și ultimul lucru care spune Ieremia și cu asta voi încheia, el spune așa, va veni pedeapsa lui Dumnezeu și această pedeapsă va fi rodul minții voastre. Minții voastre. Ascultați versetul ăsta care este absolut înspăimântător. Ieremia 6, 18 cu 19. De aceea ascultați neamuri și luați aminte la ce li se va întâmpla. Uitați-vă toate popoarele lumii la națiunea asta, spunea Dumnezeu. Uitați-vă ce o să li se întâmple. Adunarea popoarelor, uitați-vă, ascultă și tu, pământule, iată că voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui.
rodul gândurilor lui. Căci n-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Ascultați-mă bine, nu există pedeapsă mai mare decât să te lasă Dumnezeu la cheremul minții tale, ok? Să te lasă pe tine să-ți duci viața cum vrei tu. Ajungi foarte repede la moarte și la nenorocire, ajungi în fundul iadului. Nu este mai mare pedeapsă decât să ajungi să te prindă din urmă rodul gândurilor tale. Avem deja o minte pornită spre rău, nu? Ne înarmăm de dimineață până seara împotriva altora. Războiul este, se pare, singurul mod de a exista în lumea asta, a relațiilor interumane între țările acestei lumi. Producem arme chimice, producem arme bacteriologice, biologice, electronice, tot ce vreți. În continuu, marele consumator al producției naționale a fiecărei țări este departamentul de înarmare a țării respective. Uitați-vă ce se întâmplă în Rusia și Ucraina acum. Uitați-vă ce se întâmplă în Orientul apropiat. Uitați-vă ce se va întâmpla foarte curând între China și Taiwan. Lumea asta este pe un butoi de pulbere. Și vom arde ca rod al producției noastre. Ne-am făcut singuri bombele care ne vor arunca în aer. Fraza aceasta m-a cutremurat întotdeauna când am citit-o. Nenorocirea aceasta va fi rodul gândurilor lor, va fi rodul muncilor intelectuale, a descoperirilor lor științifice, a producțiilor lor. Citiți încă o dată cartea lui Ieremia și veți vedea cât de contemporan este omul acesta cu lumea în care noi trăim. Să ne rugăm să supraviețuim într-o asemenea lume, să rămânem de partea binelui într-o asemenea lume, să-L ajutăm pe cel necăjit într-o asemenea lume, să fim alături de oamenii care suferă și Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune să rămânem în picioare în aceste zile grele din urmă și Domnul să fie cu noi. Amin.